La ieșirea din Suceava spre Botoșan, pe DN29, 2 km de drum au fost reabilitați cu două straturi de asfalt. Declarația aparține primarului municipiului Suceava, Ion Lungu. Investiția a costat administrația publică locală 5 miliarde de lei vechi. O altă lucrare pe care primăria a finalizat este drumul național 29 de pe raza municipiului Suceava. Sigur, am turnat două straturi de asfalt acolo, binderul, cum se spune în termeni de specialitate, și stratul de uzură. Lucrarea, eu zic că a ieșit bine. Sigur că noi nu avem utilaje celor de la UMB, care au utilaje de autostradă și prețuri de autostradă. Noi avem alte utilaje, alte tarife, dar una peste alta, eu zic că a ieșit o lucrare bună. Ea a costat 5 miliarde plus TVA, aproximativ 5 miliarde plus TVA. Urmează să facem și semnalizarea rutieră în perioada următoare și eu zic că s-a făcut o lucrare bună și nu dădea bine. DN29 era modernizat până la limita administrativă a municipiului Suceava. Ce alte lucrări de anvergură se anunță pentru perioada următoare, aflăm de la șeful administrației publice locale. Ca lucrări de anvergură în perioada următoare, măsura în care finalizează cei de la proiectul postului de mediu, strada Aurel Vlaicu, vom asfalta strada Aurel Vlaicu, așa cum am promis. Restul, sigur, lucrări mai mici de reparație și întreținere. De asemenea, edilul Sucevei a afirmat că problema canalizării din zona cartierului Tineretului din Burdujeni va fi rezolvată. Și acum se vine pe aglomerarea Suceava-Salcea cu conducta de canalizare de la Salcea către Suceava și se va rezolva și acea problemă care se colectează cu apele care se adună la cartierul din dealul Mănăstirii, cartierul Tinereții. Deci se va rezolva această problemă odată cu canalizarea care trece prin zonă. Nu e vorba de spartă, canalizarea vine pe laterală, prin șanță.